Salutare! Astăzi învățăm mai multe despre albine. Tu știi ce este o albină? Albina este o insectă care bâzâie și zboară. Multe albine au dungi și unele fac miere. Am spus că albina este o insectă. Hai să ne uităm împreună cu atenție la părțile componente ale unei albine. Albina are aripi, are ochi, are antene, are cap, 6 picioare, abdomen și torace. Libelula, fluturele și gărgărița sunt insecte. La fel ca și albina, ele au 6 picioare, au aripi, au antene, ochi, torace și abdomen. Tu ce alte insecte mai cunoști? Stupul este casa albinelor. În interiorul unui stup întâlnim foarte multe albine, fiecare având câte un rol foarte bine stabilit. Tu știi să desenezi o albină? Hai să învățăm împreună să desenăm o albină în 4 pași simpli. De ce avem nevoie de albine? Este foarte simplu. Datorită lor, avem fructe și legume. Cum putem avea grijă de albine? Vorbește cu colegii tăi și faceți o listă cu lucrurile pe care le puteți face pentru a avea grijă de albine. Vă pot ajuta și eu cu câteva idei. Putem planta mai mult. Albinelor le plac foarte mult florile. Iar pentru a le ajuta, putem planta acele flori de care ele sunt atrase, cum ar fi cimbru, floarea soarelui sau lavandă. De asemenea, putem să creăm un mini-hotel pentru albinele singuratice, pentru acelea care nu au un stup. Pentru că ai învățat de curând să desenezi o albină, aș vrea să te provoc să rezolvi următoarele cerințe. Prima cerință este să continui șirul cu încă un element. Avem deja prezente 3 elemente. Floare, albină, floare, iar tu va trebui să completezi cu elementul care lipsește. Oare ce element urmează după floare? Desenează tot șirul pe caietul tău. După floare urmează albină. Sper că și tu ai completat la fel. Următorul șir conține următoarele elemente. Albină, frunză, albină. Care este al patrulea element? Desenează pe caietul tău tot șirul. Ai avut dreptate. Al patrulea element este frunza. Ultima provocare conține următorul șir cu elemente. Frunză, frunză, albină, frunză. Ce element ar trebui să desenezi după frunză? Așa este. Ultimul element după frunză este tot o frunză. Felicitări! Ultima provocare este să realizezi șirul noi cu elemente împreună cu un coleg. Spor la treabă!